asta a fost Maryland. Ce vrei să faci, Calin? Vrei să-ți verifici traseul? Verificăm un pic drumurile după iarnă, să vedem dacă s-au răturnat pomii, dacă se declanșează un incendiu sau ceva de vegetație, să pot avea acces la rugămintea pădurarului care se ocupă de domeniul forestier pe raza localității Săin și a doamnei primar. Am făcut o acțiune din asta de verificare a traseelor, caz de probleme, calamități, incendii, accidente. Foarte bine. Pentru că va începe economia, vor începe tăierile de pomi care s-au răsturnat în urma furtunilor și atunci se întâmplă un accident, nu poți ajunge la victimă pentru că spun pe drum. Mergem cu mașini speciale de la noi din asociație, trage pomi, eliberăm traseele. Okay. Urmează, ne întâlnim cu pădurarul la motorul Silvic, abrupt sus, de deava, comună. Super! Bună ideea! Poți să-l pui și totul, știi? Concurs, mă, te urcă la unul aici! În Libii! Mașina. Hai. Foarte fain. Ha? E altă mașină. Exact. Acum se face și suspensiile astea. Deci se comportă altfel și pe drum.
mama să auzi. Hai că mă duc! Mă duc eu în față și veniți după mine! Paravene, Vodos, hai după mine! Atâta vegetație, mai ciudat cu intrările, știi? Azi e pijamă, după ce se dă. Vezi, numai pe filmare îți dai seama cât e abruptă banda, vezi? Foarte abruptă. Și cu coeficient de dificultate, că-s ravenie, știi? Da. Întrină mașina, pierzi aderența, știi? Că ies în drum pe aici, bă. N-ai încă niciodată. Vrei să ajungem la baraj. Aha. Dar vreau să zic, n-ați dat traseul niciodată pe drum. Ies în drum, nici unul. Pentru că dă înapoi drumul de unde ai vineai, știi? Ah, ok. Până acum noi mergeam pe acolo. Da.
care concurs mai de complot? La care ești pregătit? Vedem. Ce capan e aici? Nu e pădurea noastră, pe așa lui frate. Bă. Da. Alo. Alo. Acolo jos, în scurtătură în cap, dar hai să mai plimb un pic, știi? Da, da, da. Dacă tot... Doamne. Bine, mai oprim să curăț geamul ăsta un pic. Thank you.
meu, dacă te planează, de prea mare aici. Prea mare aici. Nu știu cum o să-și dea drumul, dar ar trebui să-i chinezi acolo. Aduce jos, coboară până vin în jos, ca să-mi închizi ușa. Închide-mi ușa, bagă-mi puiul acolo. Hai, hai, închide-o. Unde-i? Hai, așa, gata. Vezi că ți-am făcut o gaură la ușă, poți băga mâna frumos exact la clapetă, să nu te mai chinui. Hai că m-am învățat decât. Hai că m-a deci m-a prins, da, te l-am prins, ok. Da, bă, mi-are unul nou dieselul. Să le... Când mai vorbesc ăștia unul de-o, bă, pas, BMW, 5.000, 4, bă, 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 bă. Vezi că și Vișoiu și-a făcut acum mașina în Audi, cum stă cu motorul. Thank you.
le mai dau o tehnică pe aici, așa ea. Aștia se răstoarnă aici. Să le mai dau? Dă-i pule, mă. Îmi dai din astea, lasă-mă să că mă cobor jos. Fii atent. Dacă tot am zis că te cașam din alea, hai să tragi și ceva copaci de undeva. Știi cum zic? Călin. E prea rigidă mașina aia, că mașina ta, tu dacă mergeai ca el, nici nu se întâmpla nimic. Eu știu, mă, dar eu intenționat am făcut roată să vie după mine, să nu se răstorne. Nu mă înțelegi. Cineva aici? Ne întâlnim cu pădurarul sus la cabana acolo, așa. Ba bun, atunci eu să margă pe drum și noi veniți, voi veniți pe mine. Coadea trebuie să te troleați un pic la vânt. Băi, Bodo, veniți după mine, noi mergem pe pantă, voi mergem pe la bădâșa, bun? Păi dar noi mergem pe la bădâșa și voi mergem pe pantă în sus, după ce știți, ne ajunge și ne întâlnim, sus la cabană. Bun, da, de acord, da. Ca și copilot, noi n-avem blocant pe spate și riscăm să n-avem blocant. Mergem pe unde merge să se ască, nu știu. Nu, bă, mergem, n-are împreună, mă. Dar pe atunci hai să nu mergem pe panta, aia mergem pe al doilea drum de la Bădăjea, da. Că pe la puteți vine și voi. Unde e mai greu? Nu pe ăsta de stradă, știi? Pe care pe al doilea? Al doilea, mă! Nu pe primul, pe al doilea, nu pe ăla abrupt, știi? Drumul vechi, mă! Pe drumul primul e ăsta de stradă și după aia mea este unul mai jos cu 100 de metri. Da. Știi cum zic? Hai! Unde meream? Pe unde meream? Ăsta, știi, nu? Pe unde meream cu ovii, cu... Da, s-a dus la început. Da, da. Lăsa-l mai răstoarnă de unde te urc, nu-i mai vezi din alea, lasă-mă jos să filmezi. Dar eu să știu că răstoarnă, tu ești nebun. Crezi că aia este lepoz gândi? Ce balanș facă ăștia sau e numai sugativă de bani? Și că bani altă, deocamdată s-au consumat miliarde. Nici nu
cred că se umple ăsta de apă pe tare. La un baraj mai trebuie și apă.
probleme. Da? Apoi vezi foarte.
ce? Nu mai urcăm pe alta. Vrei să mă duc jos și să filmez? Nu mă, hai sus. Hai sus, că nu știu cum e prâul, habar n-am. N-am mai fost unde, că îți dai seama, pe vremea când am avut samurai normal. N-am văzut pe aici, adică nu știu ce s-a întâmplat de atunci, știi? Pe vremea mea era apa aici, mă. Mamă, eu știu ce e. Pom răsturnat, ale, ale. Bă, cum uit, o să-i zic la tine, o să-l bage ăsta, știi? Ce? La ufă. În sus. Scoboră pe acolo pe undeva în joc, se urce pe aici în sus. Ce zic? Trebuie să vorbim și cu ăsta, nu? Să faceți un pack, înțelegere cum am. Da, vorbesc cu el, de-aia bă, nu-i sus. Deci pe aici curge apa mult 10 ani, îți dai seama. Era așa un pârâuaș, știi? Acum e un secetă. Dar nu, mă, s-o modifica, s-o rup pomul, s-o spălat. Îți dai seama că nu mai e nicio pom, dacă noi meream cu samurai și cu vitara pe aici. Aici la urcare. Nu nimeni pe aici, deci. E 10 ani, iată. Poți da seama după mușchii, după pietri, după asta. Ce trebuie, ha? Da. Îi spun la Teo, Teo, urme sunt că a făcut Călin. Ce nebun ești. Ești, e trecut, trece o mașină, zi. Dar e bun ăsta de urcat. Uite, e cât îți e putul, e leagile, e că nu vă nimeni pe aici. Să rup leagile. Dar spun, ce 10 ani? Cred că e și mai bine de când am văzut aici. Bine știi că aici era apă, mă. Deci mereu așa, pe apă, jos, cu samuraiul, cu pop, e pe o piatră pe alta, știi? No, dar nu erau, cum să spun, nu fost așa spălat. Vezi că iar chestiile astea cu alge pe ele, da, erau pe fundul apei, știi? Exact. Nu... L-o spălat și atâția ani, o ieși la suprafață, știi? Ce e spatele lui Florin? Nu știu, nu văd. Ia-ți vede că rare, cu unde umplă porci, vezi? Să pot și depăși ca un loc. Da, da.
n-ai urcarea asta, e pe tot. Zic eu. Păi hai, copac, ești pe urcare. Ești pe urcare, să vedem dacă se poate face ce. Să văd unde dă, că dacă țin minte eu, dar nu mai mi-aduc așa minte, dă într-o vale care merge la pic din drept în sus, și acolo dă într-o vale, și mai știu exact, îți dai seama atâți ani în zile. Plus că ăștia, cum o tot exploatat pădurea, s-au făcut tot felul de drumuri de legătură, de la tractoare, de la... Nu le mai știe, n-ai cum să le știi pe toate. Nu, și se modifică, ți-am zis, fiecare exploatare își face drum de acces și nu mai pușcă drumurile cum le ținut minte, știi? Aici știu că vezi că se vedea, era un pârâuaș, curgea de timp apă pe el, dar nu erau mari golovani cum în Samu, și erau, erai cu samurai, bro, de 31, dai seama. Dar nimic nu bate pe mașină, mă. Râdicul ăla spate, mă, de gata. Pula mea mi-a zis, stricat troliul ăla, nu, nouț, nu l-a folosit. E gata bine. Trebuie să-l aduc pe simple, cu minionul pe aici, ok? Da, că... Eu cum pariu că simple nu termine traseul niciodată cu mașina? Nu. E mașină de frumusețe, de plimbare. Da, e... Show. E gripe, cum o zis, cum i-a zis la radio. Showroom. Da, ce show-ul, da. Asta e experiența într-un concurs, trebuie să fie și rezistentă mașina, da. Nu numai decorativ. De-aia mașinile, de-aia mașinile de... care sunt pe podium după un an de campionat scumpe, când vrei să le cumpi, testate, mă. Ce? Hai, dar ce frumos e valea asta, doamne. Ha? Ia, du-te în stânga, pe aici, vezi unde duce frumos acolo. Ai vrut să-ți văd unde dă valea, mă, că dacă am legătură de acolo, de jos, e bună, înțelegi? Da. Ar fi măsa. Și dacă urcăm pe aici în sus, atunci vreau să filmez tot. Păi nu știi, ține pe plămâni să mergi în sus. Cum să nu mă țin? Mă trebuie să stai un pic, îți dai seama. Bă, la off-road te pune fort, fără nici, nu mă pe ăsta. Nu te gândești. Nu am bani. Păi nu-ți dai seama cât de pune fort, știi? Numai sara ești, te dor să-ți mușchi. Așa nu mă vrea, dacă mai pune așa să eu și să fac eu altceva, efortul ăsta n-aș putea să fac. Da. De aici, nu mă gândesc, că-mi place. Da. Aia, asta e specialitatea lui Florin Bolovan, ești. Da? Aprilu cu portarele... Normal. Și roz de 39. Da. Acum ar avea 42. Da. Nu? Mai sus. Mai sus. Păi la portal mic diferențialul, știi, nu-i ca la patrul. El cu 35 și cu portale e ca și mă avea 40. Dacă dai ăsta, la avantaj este el. Aici el numai să joacă pe reductor, știi? El mi-a armată, vum. Doamne, aici, mâncața, așa ai făcut, dar să nici nu-i mai trebuie, tot merea acasă. Care ajunge sus întreg. Mor eu. Adică stau aici teste, e trolii, hă? Și e plasme. Trebuie să-l aduc pe Bodov aici. Nu, că în jos bine. Bine jos, în sus nu. Și în jos e greu, mă. Să nu te rup. Să nu, da, să rup. E grozavă asta. Și ai loc. Cam de cât ai umblat pe aici nimeni. Ai loc să te depășești, Călin. Păi eu de ce zic? Am vrut să văd cu voi, știi? Dacă am venit cu voi, fix bine. Ți-am vrut să văd dacă dă acolo, că îmi place că e lungă, știi? Îți pune nervii la încercare. Cred că nici nu ai mai lungă pantă tu aici. Nu. Ai deja venit eu 1000 de metri, 1 km vine. Numai la Florin e mai dat așa, ții minte, da, așa de 1 km. Nu m-a gătat. Mă, deja va transpira, mă. Da, te hierbeau acolo, bă, n-ai văzut? Da. Băi, numai nu se găta aia, știu și eu. Dar nu a fost așa mare ca asta. Și nu a fost așa epulovănoasă, știi? Dar nu, mă, că nu la Florin, mă, la Ungureni a fost. Da, la Ungureni. Îl
la un curent de l-au făcut Florin. Acum. Da, cu. Florin a făcut traseul, el vrea să dea ieșire la concurs. Da, uite, vezi că e și drum și pe aici. Asta. Aici dă drumul ăla ce ai zis tu, să urcăm sus, știi? Aha. Ocolea și ăsta greu, știi? Înseamnă că nu pot să-l dau la mine, ăsta. Pentru că trebuie să cobor prea mult, prea jos la voi, dar așa un pic un 300 de metri n-ar fi o problemă, știi? O să-l dai până acolo mai jos, să-l urci după aia în stânga, știi? Aha. Să-l urci în stânga, să dai sus acolo la pleșca, știi? Aici ai un drum bun. Vezi, la setate nu le mai știe nimeni de... Ați-am spus, bă, că eu n-am coborât pe ăsta de 10 ani, de 12 ani. Dar să și vede pe el, ia. Numai aluviuni din astea, știi? Aici nu, da, 100% nu mai merg nimeni de ani de zile. Dar și lemnile ale groase, călcai pe ele și o copudră, e, mă. Asta-i cireașa de pe tort la open, dacă o dai. Eu dai urcare asta. Nu, aici poți sta cameramanii de filmează. Da, da. Aici ai. Da. Aici e filmat. Aici trebuie 3-4 cameramani. Da, 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 ia, știi? N-ai cum să urci atâta. Ai zis cum am tăiat șasiul și-a ridicat, nu mai bate nimic pe desul, știi? Aici, lungă, aici, fără padlock. Când ai prins-o piatră asta, îți împinge guma. Deci deja în tână aici. De la open, ca majoritatea au padlock, nu? No, las că aștept să vină țâple cu minionul pe aici. El cu butonile lui blochează întâia, blochează a doua, dă-i a treia. Vine pe aici. Dacă sunt mai mari, mă dau jos să filmez în piele. Las curios unde dă, mă. Las unde dă. Dacă ține-mi minte, așa o pot. Valea aia care mi-are pe față, pe la picnic, în sus. Acolo dă, în drumul ăla. Acolo poate da, că altuneva n-are unde. Dar poate unde? Să mai dea și în altă parte, că se întorce și urcă iarăși, știi? Acolo dă dincoace e picnic, dă, știi? Deci dincoace e picnic, era un pod, știi? Treceai de podul ăla și mai puteai un centimetru. Atunci, cu asta încep. Se aliniezi aici pe tăs, da. N-am te-a dus mulți înapoi, e la distanță mare. Da. Care trece de aici? Da. Lasă-mă, să-i lăs în pula mea, să mai dai un pic. Să-i dau oricare un pic în dreapta, mai ușor, o coborâre, și apoi eu-i băga aici. Sau la finish. Să-l trimite pe bodul să-i adune. Nu mai termină niciunul traseu. Noi avea la ce da copilul, e groază. Păi, dar păi am un faci tu eu vreo, că până la urmă am bămăliga ai făcut. Și tocană, și de aia. Că sătul n-am, pe ce vrei să faci călin, că n-am. Păi nu, păi aceea, de ce nu ai duci pe ei? La cine, că nu vine nimeni. L-am văzut pe Teo și el acolo, mașina, pe o... O pantă cu noroi. Păi asta nu știu, poate ar trebui... Ai drujbă. S-a trește și da, el. Da, nu știu drujbă. Eu intru pe el, nu știu ăsta cu rangă, nu știu ce fac.
El ăsta la nu o să poată intra. Are LED marginale. Asta-i traseu de opătare, la urcare. Sau mă duc acolo? Nu dea un pe lângă. Ha? Nu de pe lângă. Hai, te-ai pașit pe acolo, Calin. Acolo-i? Ce faci, Calin? Aha. S-o dea jos ăsta, Calin, ca pom. Dar Florin, cred că e mai jos ca ta. Nu. E mai jos. Nu, dar o ridică și el pe... La ăla, la ăla? E mai înalt. Nu mai bate acolo, vine aici, începe de acolo. E bugat. Aia, că nu sunt gata, stai un pic, mai este. Hai de asta și dacă e ploaie mare, te tot poți urca, că e piatră. Și ai și îți te tragi. Ai iunie, n-ai ploaie. Nici nu cred că ai fost undeva la un concurs la care ai fost o ravină din asta așa. Adică e... Combinată și cu da. Păreți abrupți, și da. Cu apă, și cu piatră, da. Și cu... Oh. Ce-am vrut să mă dau jos să te filmez cum treci tu. Ești pe la vârf cum trece, da. Întrebăm, portul urgent. Întoarce. O trecut? Nu. De cu spate, de cu spate. Știi că acum ne întoarcem și urcăm. Hai până jos să vedem unde dă. Ce zici? E bună asta? Ha
să ai motor să te ducă până sus fără să se căzească. Acum. Vezi că în sus, tot timpul patinezi, da. Se mișcă piatra sub roată, nu... Nu-i ca în jos. Da. În jos, dacă se mișcă și că piatra... Cred că ăsta cred că are 2 km, mă. Da, da, da. Nu știu dacă nu au pus ăștia bariere la drumul ăsta. Uite, vezi dacă nu se poate dezlega de acolo, e la un capăt. Acolo, ia. Nu, nu, nu. N-ai ce motiv, n-ai ce să faci motiv la, la panta asta. Noi ești aici, mă, ne-am coborât noi, te-am urcat, noi toți cu simii, ne-ai urcat tu. Exact. Ai făcut urcare aia. Da, aici toți ei... No, să ține minte, să ține minte. No, ce facem? Îi dăm urcare sus, înapoi sau mergem pe altceva? Ia, treabă. Da, bă, mergem înapoi sus pe aici. Vrei să mergem înapoi? Nu, nu, nu. Am zis că râul ăsta vreau să-l dau la open, înțelegi? O să fie startul de acolo, urcă sus, face o buclă, coboară și vine aici. Și urcă sus, după aia coboară iară jos, știi? Merem înapoi sus, să vinem cu mere. Nu uităm, dar ești la Corea. Trebuie bolovan. Deci? Gaze bolovan, dă-i jos. Dar n-ai o bară gază, mă, să-i jos. Nu știu, ia gaze mai care. Atunci hai că mere pe altele. Mere pe alta, că el are rost pe 35. Thank you.
uite să nu-mi intre acolo în pula mea la... Uite pe acolo. Așa și pură lemne și acolo pus pride de faci pană. Unde? A? Unde pus? Acolo undeva le-o băgat. S-a împurzat iar ăsta pe aici.
pe aici mie, mă. Ești bun. Da, bă, dar aici trebuie să stea pe ei. Da, mă. Nu da, se ne așteaptă. Tu nu știi unde ești, mă. Acolo, dacă mergi, îți cobor pe boci, în seini, în centru, în seini. Ei sunt partea aia, mă. Ai venit de acolo 3 km, ai trecut drumul, ai urcat panta. Te-am putut tot acolo, vrei să mergi? Da. Ha. M-am dezorientat. Asta vreau să le dau la urcă, coboară și după aia merg pe tavena aia acolo sus. Exact. Și iară coboară pe unde urcăm noi amu. Deci pe unde urcăm noi amu, ei o să coboare înapoi, știi? Eu aici pe loc puțin le dau niște urcări și coborâri de... Da, ei, ai... În 30 de kilometri, știi cum tremură tăți când îți gata? Da. Ha? Da. Să știe că au făcut. Off-road, nu? Pe din asta nici nu trebuie mai mult de 30 de km. Aude, că se gata mașina acolo. Ăla. Da, mă, Călin, dacă, de exemplu, înainte cu o săptămână, adică când faci traseul, dacă l-ai filmat, l-ai pune pe net, care ar fi problema? Nu-l filmez, că numai porțiuni pot să filmez și... E cum zic, pregătire traseu. Să pregătească. Pregătire traseu și pui pe ceva. Și să uite, care e o problemă? Eu nu înțeleg ce e o problemă asta. E cum zic, că-l pui, dacă-l pui întreg, care e problema? Da, mă, dar acum eu stiu... Nu, mă, nu-l pui întreg, dracu, tu ești prost. Cum așa secvență. Eu aș zice să-l pui întreg. Da, bine, mă, bucat. Da, mă, după aia să uită omul, pe, uită, se uită pe YouTube. Uite, bă, da, zice, okay, atunci acolo unde... trebuie să fac așa, trebuie să fac așa. Și atunci unde e coeficientul de surpriză? Că știi la orice... Păi, că una e la televizor, da, și una e la... Ești, bă. Ăsta. Asta e o prostie. Da, așa zic. Da, bă. Bă, uite-te, mă, urmele, bă, dacă... Dar nu vorbi, bă, prostii, bă! Lasă-mi bag pula, dacă nu pe aici am coborât, bă. Bă, du-te, mă, Călin, ascultă ce zic. Bă, nu ai probleme, mă! Nu ai probleme de organizare. Da, uite, bă. Las că-i vezi că cântă mai pe urmele. Da, da.
pe aici. Vrem să jur, e bine. Că regim de concurs. Thank you.
Stai că-i mere bine, bă, și ăla, bă. Mă duc ce bună. Pula mea, la banii aia. Hă? La cât? De cât 12.000 să schimb la fiind. Mult. Coborâm noi pe jos, nu? E acolo, acolo.
bagă foarte bine. Da. Nu trebuie tot aici. Trebuie care și curație și relativ. Preajul e foarte brutal la preajul. E din asta. Din ala cu 12 noi de ceramică, duc. Altfel de la rup. Primarii la voi, mă? Da. Ha? Da.
Asta e tafis, băi, după aia din mă, ce e cu tine. Nu, mă. Ăsta l-am mai prins o dată acolo, cu 3 pe ele. Dracu. De casa voastră, da, cred, ești. Doi ani de zile, nu am fost acasă, până. Da? La ce lucru? Eh? Ce lucru? Excavator, cred că. Bă, da, fac ei. Hai, odată-mă chiar să schimbă sorile acolo. Stai. Să pun pe pajera meu un scurt de 5-2. Am 4-8 acum. E, și pe unde se fac? La unde e ăla? De ce? Dacă mă duc pe acolo jos, pot vii pe drumul ăsta sus? Sigur, și pe aici. Și pe mai acolo. Abia atunci mi-are pe aici și urcăm pe acolo. Nu mă, dă drumul ăsta acolo în vale, nu dă. Da. Cum nu dă? Și dă, că nu mi-e de faceți nimic, că nu mi-e sus, e surat. E mai surat. Merg-o pe rău sus, pe două presc eu, pe întorci la poșirii la toate, că ne va aștepta în foc. Aduce și unde mi-are semn, să urcăm, noi urcăm. Dorule, ce zici? Ce zici? Nu, să faci mici obișnic? Nu mai fac. Nu mai faci? Serios? Te lasă pe mine. După carantina asta, cât e din bord, urmezi. Hai de furate. Să așa m-am certat și eu am un tosară de bai de capul meu. Da? Hai de capul. Da. E bine. Nu poți băga achile. Deja nu mai. Nu poți băga achile. Nu poți, nu poți. Da. Hai, bă, du-te aia, să duce. Du-te, că n-am șofer. Thank you.
Ce-ți fac, să urc sus? Vina voi, vina voi. Adică aici l-o sunt o sus. Apoi mai exact una, mai sus. Stai că le dau, că tu ai asta aici. Hai! Ei. Filmează, hai, dai, Bodo, filmează. Hai, tu. Bodo, filmează. Ia, de statul ăsta, pune-o jos, să stea pe-n picior și filmează pe tăți. Veni cu tot, ia, uite, hai să arăt, hai să arăt. Hai să stăm, bă. De asta se oprea și se tornea. Acum are butonul roșu mare. Bun? Stai, stai, stai. E destul că atât ai mat. Bun, atâi. Aici am coborât. Hai de cap. Are și până la roată. M-am uitat de acolo. E de dreapta mai mare, mare motorul. De-aia vrea să schimbeam motorul. Auzi că poate nu schimbă motorul ăsta de mine. Da? Că raportile poate numai le schimbă și stai în față. Dar dacă cu... Cu raport de 7 nu le învârte, cu raport de 5 cum pula le-a învârte, că trebuie altă forță mai mare. Ca la tine, mă, dacă cu mistrie gen asta nu e stăpân să gletuiești, degeaba îți dau una mai mare, că te nu faci mai repede. Trebuie să termin la patrolul și trebuie să-i pun la ferry coilovere. Ia zic că da, că vrea după, discutăm. Că nu că o să el se grăbește, că el pune Bogdan, nu.
Ce avem blocat? Mecanic auto, nu are el treabă cu asta. Cum-i botul? De ce vizibilitatea aia, mă? Mă rog, să faci și mașina. Da. N-ai cântărit, om? Ba. Ce dai? 1550. Nu merge mult, nu? Nu poți scoate mașină extrem, echipată de extrem, sub 1600 kg. Dar lui cât are? El o să, când a adus-o de la Vență, atunci, o cântărit-o el și a avut 1600 cai, 10, 1600 kg. Da, mașina mea a avut 1700 kg în capăt, cu mine în mașină și cu 30 kg în motor. Și eu am avut cu carantina, am 97 kg. În kilot. Cam 100 am avut în regat, în aia 100 și... Cam 150-140 kg, minus 1700, 1550-1560. Bun, da, eu am... E metri de plasmă, rolul mecanic, 70 de metri de plasmă pe spate, rolul electric. La mine o rotă din asta are 60 de kg. Una de 35 cum au ăștia la open, e 40 de kg, 38 de kg, dai seama, 80-20 kg diferență la gume. Aproape sus. Am anunțat la federație pe 6 iunie. Să mutăm curba, știi? Știi ce-o să fie? De acord? Sunt trecut deja în calendar. Deci de acord. Dar fii voie. Am un 15 să vedem ce... condiții în bună ăștia, știi? Spații deschisă. E obligatoriu în așa făceam, știi? Da, dar asta e tot zic, că e diferență. Noi restaurantilor cum îți mor, că e tot anul. Nu înțeleg și tot. Da, numai ca zârle rău. Da. Dar ăsta mi-e faci eu orice pângă casă. Ha? Dar ăsta mi-e faci eu orice pângă casă. Ce? Nu, păi ce? Da, pe elu. M-am făcut-o și anul trecut cu 10-15, mulți și botează, și evenimente. Cam câți bani?
hai să-i dea, nici amu.